Astăzi, într-o zi superbă de toamnă, mergem să căutăm ciuperci. Ce ați găsit, mă? Ia, ceva drăguț. Ce? Gem de mure. Gem de mure. De ce e ăsta? Moș Martin. Rezidul de la Moș Martin. Hai să luăm pe aici mai bine, că parcă pare mai rezistent un pic. Ia. Vezi, mă, dacă ești pe eleganță pe date. Cam latră câinii din vale. Sper să nu ne facă vreo surpriză vreun Moș Martin. Urcăm, coborâm, pădurea e cam, un pic cam deasă. Mi-e frică, după ce am văzut balegaia de urs, să nu fie pe aici ursul, să ne trezim față în față cu el. Nu e verzuliu. Înseamnă că e de la bundă, poți să-l faci cu tot așa. E să fie mitarcă? Dacă vrei venit tu, ce faci cu ciuperci? Am plecat la ciuperci, dar nu le cunoaște. Periculoasă afacere. Păi ce am găsit? Am găsit câteva chile am găsit. Acolo două săptămâni. Ce e acolo? Ce găsit? Un șerpișor. Mic și subțire. Unde e? Cred că aveai sub iarbă. Nu știu voi, dar m-am plictisit. Ce? E ca la pescuit aici. Nu prea avem noroc de ciuperci. Avem în schimb de... am văzut un șarpe și două balici de urs. Mamă, e plin de astea. Ce? Care nu trebuie. N-am găsit decât o jumătate de ciupercă. N-am. Mamă, să văd niște imagini, cel puțin pe SD-ul ăsta, de-abia aștept să ajungem acasă să vedem cum se vede. Culorile astea, 4K, nebunie. Și acum astea-s primele selfie-uri cu gimbal-ul ăsta și cu obiectivul ăsta Sigma de 16mm. De-abia aștept să ajungem acasă să vedem dacă a ieșit de vreo ciorbă. Concluzia zilei? Cred că s-au trecut. O jumătate de ciupercă. Bă, ne-am ales doar cu drumul, frate. Eu venisem pregătit cu gimbal, cu microfon, filmare 4K, 25 de frame-uri de ăsta, de cinematic. Și n-am avut ce să filmez, găleata goală. Am avut peisajul frumos, măcar. Da, măcar a început toamna, avem și golden hour ăsta, așa că e vreo 6 ceasul în pădure, a fost frumos. E, la anul. Da. Ne vedem la anul la aceeași oră. Ori au trecut, ori l-au adunat alții. Sar purleazul sau cum se cheamă asta? Purleaz? Hă? Eu știu... Palan! Bă! Ursul rupe gardul! Am ajuns din nou în grădină, aici la prietenul nostru, la Cătălin. N-am găsit noi ciuperci, dar luăm niște mere. Pentru plăcinte? Da, pentru plăcinte, ia uite.
Astea mere strastă bio. Babanski. Am găsit și unul mare, mare, mare. Dar mie îmi plac foarte mult astea micuțe. Sunt cele mai gustoase. Primul traseu de când ne-am întors în țară, a venit și toamna între timp. S-a colorat frumos pădurea. S-a colorat mai devreme anul ăsta, mai devreme cu 2 săptămâni chiar, sau aproape. Față de anul trecut, da, care era sfârșitul octombrie. Venim de la zbor după un weekend superb, cu vreme incredibilă, peisaj colorat. Am pus mașina aici, într-un loc drag nou, suntem în apus de soare. Suntem sub piatra Dragoslavelor și vrem să urcăm mâine să vedem peisajul ăsta colorat. Un traseu ușor, suntem chiar aproape de vârf. Mai este un traseu mai lung de la stradă, de la strada principală. Și avem apusul ăsta superb. Hai să mergem încolo spre cabana asta. Da, suntem lângă o căbănuță. Că urmează să mergem noi mâine? Da. E friguț, dar e plăcut.
Și aici am pus mașina. Dormim în seara asta. Și micul nostru dejun, tradițional, bineînțeles, ca de obicei. Avem și o zacuscă de la niște urmăritori. Dacă vă uitați, vă salutăm. Mai avem furculițele astea care ne aduc aminte și ne mulțumim prietenilor noștri din Italia, Mihai, Popescu și Tița. Vă salutăm, sunt foarte practice și folosim cu drag. Ne aducem aminte de dumneavoastră. Tocmai ne-am trezit, în cadrul s-a splendid. Urmează să urcăm multe. Pe vârful Vârtoapele sau Piatra Dragoslavelor. Hai să mâncăm, poftă bună! Poftă bună! Mașina și ăsta este primul indicator, punct albastru. Este vizibilă poteca, este un traseu destul de ușor din câte se vede de aici. Unde e, mă, că uite cât e de urcat. Da, e de urcat. Sunt cam 300 de metri de aici, cred că de nivel. 70-80 de grade are pantul ăsta. Cu noi de arătăm așa ca niște pantofari pe traseul ăsta. Cu gecile astea mână. Noi n-am venit special pentru traseul ăsta, venim de la zbor. Și echipament avem așa îmbrăcăminte, da. Rucsac am lăsat acasă pe la mare. Și știți pe aia mici de la Notca, nu? Care se fac așa cât umbrelo. Noi avem... Se fac prea mici și nu știm unde îi punem. Nu am pus, domnule. Deci... L-am găsit prin mașină pe ăsta de la Decathlon, mamă, dar care mă rupe. Da. Și nici n-avem loc să ne băgăm gecile. După ce ai văzut calitatea, nu mai vrei să dai înapoi, nu? Nu mai merge, nu știu, când ai termen de comparație, la orice faci. Da. Te obișnui cu binele și nu mai vrei înapoi la unde ai fost la nivelul ăla. Bine, asta e o plimbare. Am văzut punctul albastru la început, dar apoi pe aici, prin copaci, pe copaci nu mai văd niciun semn, nimic. Am ieșit sub vârf și am dat și într-un marcaj cu triunghi albastru. Mai avem cam 150 de metri diferență de nivel de urcat. Și ieșirea la luminiș. Am ieșit din pădure. Se vede crucea de pe vârf. Gata! Ia spre asta că se vede sigur mașina de fapt. Am urcat noi atâta. Uite, și mașina. Acolo, pe jos. Și am ajuns pe vârf. Avem o panoramă frumoasă, se văd bucegii acolo, se vede și releul de pe Coștila.
Dakota. Acolo avem Atăiașul. Și în partea aia, uite, se vede și Piatra Craiului după panourile astea. Iezer Păpușa. Și pădurea colorată. Am găsit viewpoint-ul ăsta frumos, spectaculos, suntem pe niște stânci și se vede peisajul colorat jos, copăcei de toate culorile. Mai încolo avem Piatra Craiului, munții Piatra Craiului. Jos acolo se vede Rucăr și sus Iezer Păpușa, după cum v-am mai zis mai devreme. E liniște, pace, se aud greier, păsări. Vârful Vârtoapele sau Piatra Dragoslavelor are 1430 de metri. Nu este un vârf înalt, dar este spectaculos. Și e fix ce căutăm noi pentru traseu de toamnă. Cu pădure de foioase, frumos colorată. Ce faci, baby, aici? Fac plajă. Oi, lasă-le. Hai, mergem acasă? Mi-e lene. Am înțeles. E ultimul peisaj de toamnă. Ce spuneai? Da, noi ne-am grăbit să facem un traseu așa de toamnă, deși nu eram pregătiți neapărat. Pentru că o să fim plecați o săptămână, o să vedeți. Și având în vedere că toamna a venit mai devreme anul acesta, nu o să mai prindem frunzele când o să ne întoarcem. Se vede deja că începe să pice frunzele.
Au urcat destul de tare la altitudini mai mari. Pe jos acolo e simfonia de culori. N-avem cum să ratăm, să fie un an fără să ne bucurăm și noi de toamnă, de culorile toamnei. Anul trecut am făcut ca lumea activități pe timp de toamnă, și cu caiacul pe Vidraru, experiență superbă, și traseu pe Cozia cu întors cu parapanta, iarăși ceva epic. Ce am mai făcut? Știu că am mai făcut. Cu motocicleta, Măgura și Peștera. La fel am prins niște peisaje superbe. Și bineînțeles, preferatul nostru din toate timpurile, Buila Vânturarița pe timp de toamnă, superb. Ar trebui, nu, să mai revenim toamna acolo, la un moment dat. Și acum ne grăbim să ne întoarcem, trebuie să ajungem azi acasă, pentru că mâine o să fie plecarea pentru o săptămână, așa că trebuie să ne facem și bagaje și toate cele. Am ieșit din pădure. Parcă mai voiam să stau acolo sub copaci. Era și frumos. Scurci la obiect. Priveliște frumoasă. E zi frumoasă chiar. Da, e vânt, plăcut afară. E vânt un pic cam tare. Bine că ne-am luat parapanta aia, că mai cărăm în spate, că n-avem echipamentul Zalai cu noi. Nu era niște, știu ce zbor. Da, acum am vrut să ne bucurăm mai mult de traseu în sine, să coborâm prin pădure. Era de sus până la mașină. Și da. Și de asta zic că dacă nu o să mai prindem pădurea colorată, când ne întoarcem chiar o să ne pară rău, știi, dacă nu profităm acum, așa ne-am gândit-o. Ajungem imediat la mașină și mergem acasă să ne pregătim. Și stați cu ochii pe noi pe următoarea călătorie. Da, v-am pupat. Nu uitați de like, subscribe, tot ce trebuie. Hai, acum v-am pupat.